Invitatul dialogurilor pe CNews de astăzi este un bun prieten de-al meu, un jurnalist de presă scrisă, rebranduit și el ca și mine și ca și mulți dintre noi în momentul în care presa scrisă a murit încet, dar sigur, în zona televiziunii, analist, comentator, este un personaj pentru care îl recunosc de multe ori, sunt sunat de amici, de cunoștințe, ce are domne cu mine. Bine ai venit, Silviu Mănăstire! Te salut, Dan! Înainte de a trece la dialogurile noastre, chiar te-aș întreba live. Dom'le, ce ai cu ei? Nimeni nu are nimic cu politicienii. Glumesc, sigur că da. Toți sunt victime când le vine rândul. Bun, formatul ăsta de emisiune, așa cum l-am gândit, a fost chiar un format gândit atunci, în 2012, tocmai pentru alegeri și pentru a informa alegătorii, da? Erau alegerile parlamentare din 2012, se numea dosar de candidat atunci, formatul inițial, și a fost un format gândit pentru a pune pe masă opiniei publice informații, în special din zona locală, da? Pentru că presa de la București are tendința de a se ocupa mai mult de problemele centrale, da? Și de a pune în acoladă, în paranteză, ce se întâmplă în județe. Da, celebrele discuții despre baronii locali, despre ce se întâmplă în politica locală. Da, asta a fost ideea și a prins, pentru că problemele oamenilor din țară sunt la fel de importante ca discuțiile și zbaterile și scandalurile de la București. Ce facem cu campania electorală? O campanie, hai să nu zicem moartă, dar care abia gâfâie, cu personaje care sunt așa parcă ascunse, titulate pe aici, pe acolo. Cea mai atipică din 90 până astăzi. Ție cum ți s-a părut? Da, a fost o campanie total nespecifică și profilului nostru de alegător și profilul nostru ca popor. Suntem un popor latin, ne place dezbaterea, ne place confruntarea. Să dau un exemplu, în Italia, da, sau în Spania, sau în țările din sudul Europei mai latine, totdeauna alegerile au o doză de efervescență, de luptă, de combativitate. În nordul Europei lucrurile sunt mai așezate. Noi am încercat să grefăm, da, pe spiritul nostru latin un tip de campanie așa anglosaxon, da, mai sec, mai controlat, mai nu știu ce, și s-a dovedit o mare gafă și o mare bluf până la urmă a celor care au gândit legea asta. Concluzia va fi, rezultatul acestei campanii proaste și îngrădite de legea proastă, repet, făcută, rezultatul va fi o prezență foarte slabă la vot și o lipsă de reprezentativitate conexată cu existența unui singur tur. Deci vom deci avea cazuri... Nu crezi că o să se mai întâmple emulația care s-a întâmplat la alegerea lui Iohannis când au ieșit oamenii la vot? Nu, nici vorbă. Nu. O să fie nici apatie. Vorbă. Nu, o să fie apatie, o să fie o prezență foarte mică la vot, iar prezența mică la vot înseamnă lipsă de reprezentativitate. Vom avea cazuri în care vor veni, să spunem, 30% prezență la vot din electori și se va alege din 30%, se va alege unul cu 20-25% din cei 30% prezență. Deci da? Legitimitate zero. Legitimitate aproape zero. Vor fi primari care vor ajunge și nu vor reprezenta nici măcar 15%, 20% din întreaga comunitate. Ceea ce nu mai seamănă deloc a democrație și nu, cum să spun eu, nu face bine nici clasei politice, nu face bine nici societății. Și va duce, chestiunea asta va duce la situații aberante de genul că după 2-3 ani de zile primarii în funcții și consiliile locale să nu mai aibă posibilitatea să facă proiecte pentru comunitate. Da? Da. Vorbeai de legea proastă. Cred că a fost de fapt un pachet de legi, începând de la ordonanța lui Dragnea cu primarii, pe care toată lumea a digerat-o spunând lasă că poate o să ne folosească și nouă, după aceea povestea cu un singur tur, bun, nu e de acum, e de acum 4 ani, dar tot e o prostie legată de legitimitatea de care vorbeam, și până la urmă ultima găselniță, povestea asta cu ultima lună de campanie, care practic le-a interzis candidaților să-și mai facă vreun fel de campanie. Nu vezi nimic, nu vezi un banner, nu vezi un mesaj, de confruntări au fugit. Asta înseamnă oare că precampania, să spunem, a DNA-ului a fost și a atins scopul și
i-a lăsat pe oamenii ăștia în, în tranșee? DNA-ul a jucat în precampanie, a jucat un pic și în, la, la începutul campaniei. O să vedem ce se întâmplă după campanie. Repet, am spus-o și la PS News, am spus-o și pe B1 TV, principalul vinovat, da, ca să identificăm și vinovații, dacă toți suntem la formatul ăsta, principalul vinovat are un nume, se numește Mihai Voicu, este un lider important al PNL, el a fost președintele comisiei. Voicu susține că a negociat cu PSD-ul pachetul ăsta de legi electorale, dar el a fost președintele comisiei, partea de finanțare, partea de, de campanie efectivă a gândit-o el. Mișu Voicu pretinde despre el că ar fi jurist. Nu e jurist, nu are niciun fel de competență. Cert este că responsabilul este acest Mișu Voicu cu girul conducerii PNL și evident și cu susținerea și cu înțelegerea în zona PSD-ului. Omul ăsta a gândit modul de finanțare, omul ăsta, fără să-i fac neapărat un proces de intenție, îl are pe conștiință pe colegul lui Ludovic Orban, da, care a pățit-o în precampanie, mergând și încercând să-și financeze campania electorală. Sunt convins, fără să iau apărarea Ludovic Orban, că el, Ludovic Orban, a fost lăsat în offside de colegii liberali, nu a citit legea, nu a înțeles-o. Deci Ludovic Orban, cred că din prostie a căzut, dacă e să zic așa. Nu a cunoscut legea, n-a cunoscut igolile legii, pentru că nu se știa legea. Legea nu cred că o cunosc nici ăștia de la vârful partidelor. Dacă tot ai vorbit de Orban, eu cred că pe Orban, într-adevăr, nu l-a lăsat mai Mișu Voicu, l-a lăsat tot partidul din brațe. În mod normal ar trebui să se pună un glob de sticlă deasupra lui când s-a decis că e candidat și ceilalți să se ocupe de strâns fonduri, de lobby, de discuții și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, pe lângă Mișu Voicu, în campania asta ar mai fi trebuit să fie vizibil un... eu știu, un șef de campanie la nivel național. Cine e șeful de campanie? Ne referim la, la PNL? Da. Șeful de campanie este un domn de la Oradea, Ilie Bolojan, la fel o figură foarte... Ce rol a avut el în campania asta? Cum ai văzut-o? Eu nu l-am văzut sub nicio formă. Se zice că își face campanie la Oradea, e foarte bine, dar este șeful de campanie la nivel național, adică... Este un personaj... Eu am venit în București din 2000, în 2008 și m-am mutat în București și am o relație oarecum sentimentală cu provincia, așa cum o numesc bucureștenii. Și, dar trebuie să recunosc că din experiența ultimilor 7-8 ani la București, nivelul lor, din păcate, nivelul celor care fac politică în provincie este mult, mult scăzut în comparație cu nivelul Bucureștiului. Chiar dacă ei se pretind mari gospodari, cum este Ilie Bolojan, chiar și Emil Boc la vremea lui, oamenii ăștia n-au alonjă, n-au nici cultură politică, n-au nici alonjă politică și n-au niciun fel de, cum să spun eu, de înțelegere mai cuprinzătoare a ce înseamnă, România. Da? Faptul că el a făcut treabă și a făcut niște drumuri la Oradea nu poate să-l califice să fie șef de campanie pentru un partid la nivel național. Da? Bolojan, dacă îl duci la Vrancea, dacă îl duci la Galați sau la Focșani sau la Constanța, nu știe străzile pe acolo. Ar fi avut un om, da, de talia lui Vasile Blaga, care ar fi putut să-și asume o șefie de campanie. Da? Bun, da, Blaga probabil că dorește să nu mai fie în prim plan din motive de dosare, de alte probleme pe care. Penibil oricum, penibilă prestația PNL. Penibilă și prestația PSD, ca să fim corecți. Aici vreau să ajung, că nici de partea altă n-ai avut o contraofertă. Șeful campaniei la PSD este un băiat, Adrian Neacșu, care este condamnat cu suspendare într-un dosar ani, o figură ștearsă. Bun, PSD-ul are avantajul că a racolat primarii prin odoranța lui Dragnea, primarii vor aduce voturi, PSD-ul este un partid de mase, este un partid bine conturat. În concluzie, se prefigurează, așa cum am spus și pe B1 TV, în emisiune cu Ion Cristoiu, o înfrângere drastică, aș spune eu, a PNL-ului. Și înfrângerea asta drastică era acceptabilă dacă se întâmpla în zona rurală, da, unde PSD-ul domină de ani de zile. Vor lua bătaie în zona urbană. Nu vor putea, vor fi situații în care vor câștiga liberalii primării de mari orașe, dar nu vor putea face majorități în Consiliul Local, da? Pentru că nu vor avea, da? Și va fi un haos. După campania asta, administrația din România se va bloca, pentru că nu se vor putea face majorități operaționale. Vor fi primari fără consiliu, consiliile vor sabota primarii și vom intra într-un blocaj, da?
Asta se va întâmpla. Două partide relativ mari, da, PNL-ul sub PSD, PSD-ul mai aproape de 40%, un ALDE care va înclina balanța, va fi un haos total. Și crezi că se va întâmpla cu liderii tradiționali din politica românească? Traian Băsescu, Tăricianu, Victor Ponta, mă rog, l-am trecut la lider, deși... Na. Traian Băsescu, am văzut și eu interviul lui Mirel Parada de pe PS News și alte analize. Traian Băsescu se învârte în jurul unui procent de acceptare, de intenție, de simpatie de 10%. El va scădea încet, dar sigur cu cât se depărtează de momentul în care a ieșit de la Cotroceni. Traian Băsescu este istorie. Este o istorie politică, cum să spun eu, tumultoasă pentru România, chiar și pentru dreapta românească. Traian Băsescu, repet, este istorie. Trebuie să se gândească ce lider ar putea să impună la PMP. Pentru că eu văd PMP-ul, pe ce a construit Traian Băsescu, îl văd un partid că de 5% care se intre în Parlament. Mai există suficient bazin pentru zona aia. Dar trebuie să schimbe liderul. Turcescu se profilează a fi un lider bun pentru PMP. Da? Ce a făcut în campanie, cum s-a mișcat, discursul, ce are și publicul lui, Turcescu poate fi o alternativă să preia PMP. Băsescu este istorie, Elena Udrea este istorie. În partea dreaptă, dacă Tăricianu reușește să rămână în picioare, va putea cristaliza tot așa un ALDE la 10-15%, să-l bage în Parlament, să facă o majoritate cu PSD-ul. În schimb, ALDE nu are niciun fel de lider, Daniel Constantin și niște băieți pe acolo nu există. În partea dreaptă, în continuare, PNL, Vasile Blaga și-a ajuns, și-a atins pragul de, cum să spun eu, de eficiență și de alonjă politică. Alina Gurghiu a demonstrat că nu este un lider, că nu poate conduce un partid. Tot establishmentul PNL-ului este distrus. Se vorbește despre un congres. Trebuie să fie un congres după dezastrul ăsta, în special dezastrul electoral de la București care va fi. Dar dacă te uiți prin curtea PNL, nu prea găsești lider care să vrea partidul ăsta. Da? Corect. Și va fi o situație de genul următor. Dacă îi vor lăsa în continuare pe Blaga și Gorghiu să conducă partidul ăsta, îl duc cu siguranță sub 20% în toamnă. Dacă îi schimbă, ar putea avea o șansă. Și în mod paradoxal, un dezastru al PNL-ului acum la locale s-ar putea să fie o șansă și o trambulină pentru la toamnă, dacă se trezesc și schimbă conducerea. Depinde cine va putea să convingă să prea partidul. Un rol important îl va avea președintele Iohannis. Pentru că nu trebuie să ne ascundem. Crezi că se va transforma într-un jucător în partid acolo? Ori Iohannis, toată lumea îl vede liniștit cu ale lui. Lasă să se înțeleagă că ar fi liniștit. Eu nu merg pe teoria că... Eu am văzut liniile de atac ale PSD-ului, al lui Tăricianu, al lui Ponta, că Iohannis este absent și a mai parte. Iohannis nu este deloc absent. Iohannis și-a pus șef la serviciile secrete, Iohannis și-a numit procurorul general. Iohannis începe încet, încet să acapareze puterea legitimă pe care o are președintele României și Iohannis va juca și în interiorul PNL. Acum, pe cine va pune mâna, cine va fi, e greu de spus. Eu intuiesc în momentul de față, fără să îi creez neapărat probleme, intuiesc o echipă din vechiul PDL, nu știu, Cătălin Predoiu, dacă reușește să se salveze după candidatura asta ratată, Gheorghe Ghiță Falcă, da, primar, lider în Transilvania din vechiul PDL, mai sunt câțiva lideri așa. În vechiul PNL îl văd pe Cristi Bușoi, chiar după aventura tot așa eșuată la primăria generală, dar e o figură acceptată în Europa, e o figură ok. Deci oamenii trebuie să-și găsească repede niște lideri ca să poată să se salveze pentru la toamnă. La PSD lucrurile simple, dacă Gabi Firea câștigă primăria generală a Capitalei, eu am întrebat într-o emisiune, ați dori să preluați PSD-ul și Gabi Firea mi-a spus nu, că nu dorim, că nu știu ce. Firea, dacă câștigă primăria generală, este o opțiune foarte serioasă și bună ca să preia PSD. Și să preia cu voie de la Dragnea sau să-l decapiteze pe Dragnea? Cred e o discuție și aici. E o discuție. Dragnea, dacă este înțelept, se va retrage. Dragnea nu mai poate să facă politică. Toată sforțarea asta, convingerea că, domnule, condamnat fiind, că n-am fost condamnat pentru corupție. Măi, omule, ești condamnat penal, definitiv, tu conduci cel mai mare partid din România,
Gândește-te cum se uită ea din străinătate la noi. Nu există nicăieri în Europa lider de partid, lider național politic care să aibă o condamnare. Nu există așa ceva. Bun, dacă vreți să rămânem în continuare în Liga a treia a Europei, să fim lângă Bulgaria, ok, acceptăm și pe Dragnea. Deci la PSD eu intuiesc că se va face o schimbare. O văd pe Gavi Firea bine poziționată ca să preia partidul. Și cam asta este povestea. Tot ce se întâmplă acum are repercusiune pe alegerile generale și pe jocul pentru formarea guvernului. Înainte să trecem la ultima parte aia interesantă cu previziunile, prognozele, cu cine câștigă, unde câștigă, vreau să te întreb de scenariul ăsta care circulă totuși cel mai foarte des în spațiu public legat de o suspendare a lui Iohannis, că tot am vorbit de el. Crezi că se vor uni oamenii ăștia în Parlament disperați și hăituiți de DNA și să încerce să facă ceva în sensul ăsta? Da. Victor Ponta a anunțat, da. Eu cred că există scenariul ăsta, că se discută. Rămâne de văzut dacă îl implementează. Dacă ALDE, PSD, coaliații câștigă alegerile parlamentare cu 40% și reeditează oarecum un moment USL din 2012, pe un val popular, nu așa de mare ca la USL, dar pe un vot popular de 40% în zona de stânga a PSD-ului, PSD poate avea o platformă ca să forțeze suspendarea lui Iohannis. Nu ar trebui și un motiv? Motivul îl pregătesc chiar săptămânile și lunile astea, îl pregătesc. Președintele absent, președintele decuplat de la realitățile țării, președintele, cum să spun eu, nesigur, președintele fără agendă externă. Cu niște comentarii la adresa unor sentințe judecătorești definitive, poate iarăși. Corect, da, povestea cu casa, da, forțarea procesului, o greșeală strategică a președintelui, trebuia să o lase acolo. Am pierdut definitiv și revocabil, nu mai forțez. Deși dreptul lui de justițiabil era să meargă mai departe, dar în calitatea de președinte trebuia să dea un exemplu. Dom'le, o sentință definitivă și revocabilă, nu mai forțez prin proceduri. Deci eu zic că da, e cât se poate de posibil să mergem pe un... Păi, și ai vorbit de Ponta, se reinventează Ponta? Crezi că apare iarăși pe cai mari sau pe un cal alb? Nu-l vor mai lăsa. El dorește, e un om tânăr politic, dă din coate, are o platformă, are o imagine, susține el bună, dar imaginea lui Ponta este bună în o parte din interiorul PSD. Repet, dă din coate, dar nu-l vor mai lăsa. Vremea lui Ponta s-a încheiat. Hai să vedem cum vezi tu alegerile astea locale. Nu în cifre, dar în șanse. La București, Gabi Firea sau poate să o mai încurce cineva? Problema lui Firea va fi după ce va câștiga primăria, dacă o va câștiga. Pentru că administra în București 6 sectoare cu 1000 de probleme, în concluzie, eu îl compătimez pe viitorul primar general al Bucureștiului. Pentru că problemele sunt așa de mari și rezolvările sunt așa de complicate. Și așteptările sunt mari. Și așteptările sunt mari, încât văd o sabie cu două tăișuri. Poate să fie o mare victorie pentru Gabi Firea, dar să fie și un mare dezastru peste 2 ani de zile, când va trebui ca noi și opinie publică și bucureștieni să întrebe ce ai făcut. E greu de făcut ceva în următorii 2-3 ani palpabil în București. Dar nu are nicio șansă să piardă, să zic așa, nu? Nu crezi. Dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, pentru că ai văzut la toate prognozele, acum se pune dacă se întâmplă ceva în zona DNA. Asta propuși de scenariu, alt scenariu idiot, după părerea mea, pe care îl fac cei de pe dreapta să se retragă unul în favoarea altuia. Și dacă lovește un meteorit, unul din candidați, el va fi pe listă acolo, va avea pătrățica lui, poziția lui și oamenii vor putea vota. Am avut primari care au ieșit din arest preventiv, am avut primari care au ieșit deși au decedat în campanie electorală, am avut primari condamnați definitiv la pușcărie care au ieșit primari. Adică ideea asta că unul se retrage în favoarea altuia și dacă mâine DNA-ul îi descinde în bătătura Gabrielei Firea și iau ea pe ea, pandele, habar n-am, Gabriela Firea va fi pe listă și bucureștienii vor putea și cred că vor vota. Deci, așa este. Deci, vor fi cazuri. E celebrul caz al lui Cherecheș, am făcut chiar material. Primarul de la Baia Mare, posibil 90% se va alege din pușcărie și nici nu știu ce să zic apropo de lupta anticorupție cu DNA. E o palmă dată.
cu toată dragostea, vorba unui comentator, cu toată dragostea, când DNA-ul te arestează și te bagă în pușcărie și oamenii îl votează pe ăla băgat de DNA în pușcărie, eu ce, ca să înțeleg ca om, ca jurnalist, ca om care se ocupă de zona asta publică, că alegătorii ăia dau o palmă DNA-ului. Eu asta înțeleg, nu? Da, o palmă, evident, metaforică, la nivel simbolic. Au fost cazuri, da? Cel puțin din punctul meu de vedere, deși nu mi-e simpatic nici ca primar, nici ca politician, Guța Vasilescu a fost victimizată de DNA exact. Din acțiunea asta last minute. Exact, i-a mai dat încă 10-15%. Asta e faptul. Eu nu spun că e bine, eu nu spun că ăsta e semnul unei societăți normale, dar a idealiza și a forța o schimbare a societății fără să vezi că societatea se mișcă într-o anumită zonă, e o dovadă de, nu știu, de diletantism, de bun. Oamenii o votează pe femeia aia în proporție de 60-70%, cu dosar, fără dosar și așa mai departe. Cred că au înțeles și partenerii noștri strategici, Statele Unite, povestea asta, că mă uitam că zile trecute, ieri, dacă nu mă înșel, a ieșit ambasadorul Clem să ne spună nouă românilor să ne gândim de două ori înainte de a ne alege corupți în campania asta. Fără să un semnal interesant. Ca să facem o ultima coadă, fără să fac un proces de intenție. Toate instituțiile militarizate din România de forță, servicii, parchete și așa mai departe, trebuie să înțeleagă un adevăr fundamental de când s-a inventat povestea asta cu democrația acum câteva mii de ani. Că nimic nu poate să bată votul popular. Și că asta e povestea. Ei sunt numiți în funcții și unii sunt aleși în funcții. Și într-o democrație, întotdeauna ăla ales are putere și are reprezentativitate mai mare față de cel numit în funcții. Oamenii ăștia nu au fost aleși. Dacă am avea sistemul american în care procurorul ar fi numit prin vot popular, ar fi altă poveste. Asta e. Repet, nu spun că e o chestie corectă. Nu e un discurs, că mi-a spus, doamne, că ar fi un discurs așa împotriva luptei anticorupției. Nu e un discurs. E o realitate. Că asta nu e neapărat semnul unei societăți sănătoase sau consolidate, așa este. Dar asta este lumea în care trăim, asta e România în care trăim. Nu ne putem uita pe geam și ne spune, domnule, afară este frumos atunci când plouă. Că nu putem face asta. Da. Hai să mergem pe sectoare, să vedem care sectoare e, și pe marile care orașe, e viziunea ta. Sigur că. Sectorul 1? Sectorul 1 intuiesc că va câștiga PSD-ul, dar la mare bătălie cu cei de la PNL. L-avem pe Tudorache și Nazarea. Eu zic că acolo se joacă la jumate de procent. Da. La sectorul 2 s-a complicat serios treaba după ce Onțanu a ieșit din cursă? La fel, și acolo va fi o bătălie la mustață între PSD și PNL. Cu amendamentul că liberalul, da, Popescu, ar avea mai șanse. E situația inversă de la sectorul 1. Dacă PSD-istul de la sectorul 1, Tudorache, are un pic de șanse în fața lui Nazare, aici liberalul are în fața PSD-istului, care este un personaj ters. Este fratele Rodica Inasar, a fost viceprimar, dar are în spate mașina. Foarte slab și în dezbatere, am văzut că de câte ori l-a prins. N-are nicio treabă. Exact. Popescu, de altfel, nu un personaj foarte vocal, nu cu expunere media extraordinară, dar cum l-a prins în dezbatere, cum l-a tăvălit, s-a văzut chestia. Mirel Palada introdusese în ecuația asta de la sectorul 2 și de-aia aș vrea să știu și părerea ta, un al treilea personaj cu șanse pe Mitică Pelican. Din partea unui partid mic, ecologist, crezi că are șanse așa un anonim? Nu are șanse. Nu are nu vezi. La sectorul 3 cred că n-are sens să dezbatem prea mult, e meciul închis, nu? Da, Robert Negoiță câștigă. Ce să mai comentăm? Am văzut și declarațiile lui Victor Ciutacu. Te scăunat, da. Da, mi-a plăcut și chiar o să-i fur expresia lui Victor. Da, Regele Soare, da, Regele Soare, Robert Negoiță. A făcut câte ceva prin sector și n-a avut opoziție. Iar liberalii s-au comportat cum s-au comportat și acum, după 4 ani de zile, au situația asta, da? O altă joacă la mustață, se pare, în sectorul 4? Da, în sectorul 4, tot așa, candidatul PNL, primarul interimar, da, Răzvan Sava, da? Un personaj prizibil oarecum al PNL, da? Să-l pui primar interimar al Bucureștiului, da? Ăsta este primar interimar în locul lui Oprescu. Cu toate păcatele lui Oprescu. Bun, Oprescu mai înțelegea ceva. Urmașul lui Băsescu, da. Până la urmă, dacă o iei așa.
Sava beneficiază de susținerea lui Piedone și acolo se joacă la mustață cu un câștig sau cu o șansă mai bună pentru candidatul PSD. Da. Nu crezi că a fost o greșeală, dacă chiar să spunem o prostie, faptul că PSD-ul n-a reușit, nu neapărat să-l ia de partea sa, dar să-l țină cât de cât, să-l legat de partid pe Piedone, care avea totuși un potențial electoral enorm? Ei da, s-au pus pe picioarele de îndărăt și n-au făcut tot ce țin de la PSD, s-a certat cu Piedone, ei fiind înainte tovarăși da. Politici. Probabil au niște deconturi între ei. O să ne spună probabil de Neagu în următoarele luni ce deconturi au existat între Piedone și Băluță. Un mic amendament legat de 4. Jocul cât se poate de incorrect al lui Sava, al Alinei Gorghiu, față de Cătălin Predoiu. Când Sava ăsta s-a dus de mânuță cu Piedone prin București, i-a omorât din alegătorii lui Cătălin Predoiu. Și Predoiu știe lucrul ăsta. Când a rupt fotografia în emisiunea electorală, Predoiu a făcut-o de nervi și de supărare. A fost un gest corect. Pentru că anumiți lideri ai PNL-ului, Alina Gorghiu, în special și acest Sava, și alți băieți, da? Îl omoară, da? Îl omoară și rup voturile lui Cătălin Predoiu, permițând treaba asta între Piedone și Sava. Piedone putea să meargă de mânuță cu Băluță, dar nu cu dreapta, da? Nu cu dreapta, cea care a ieșit în stradă și a spus, doamne, colectiv, crima, guvernului Ponta, toată nebunia de acolo, noi cu criteriile, cu colectivul, toate discursurile doamnei Gorghiu, nu se cădea din partea PNL-ului să-l ia în brațe pe Piedone. Da. La sectorul 5 a intrat Marian Vanghelie cu tot cu dosare și probleme și a încurcat un pic lucrurile. Le-a încurcat de tot, pentru că bătălia se dă între Florea și Vanghelie. La fel, eu cred că va fi o bătălie la mustață, da? Pentru că e un activ de partid un activ personal al lui Vanghelie, da? Eu cred că bătălia se va da acolo cu o șansă mică, da, pentru Vanghelie, da? Repet, se joacă acolo. Crezi că va mai încerca Marian Vanghelie clasicele sale trucuri cu adus oamenii la vot, cu o anumită parte de votanți scoși altfel, neortodox, să spun așa. Dacă le va face, cu siguranță, statul de drept o să-i mai dau un mandat de arestare. Vanghelie este țintă și el, dacă n-a înțeles lucrul ăsta, rău face. Vanghelie este o țintă și dacă va ieși primar, va sta un an jumate, doi ani până liberalul la Raiețchi nu vezi având vreo șansă în povestea asta, nu? Nu există Raiețchi, a fost o greșeală strategică, trebuiau să găsească un alt profil de candidat pentru sectorul 5 din capitală. Cu tot respectul pentru locuitorii din sectorul 5, Raiețchi nu este un profil. A avut și o chestie simpatică, Raiețchi ăsta în campanie, a scris un editorial în care a scris, domnule, dar să vedem dacă Dostoievski îl bate pe Vanghelie. Răspunsul către Raiețchi este nu. Dostoievski nu îl bate pe Dostoievski. Nu acolo, cel Dostoievski nu îl bate pe Vanghelie în sectorul 5. În sectorul 5. Și în fine, ultimul la 6 și aici, ciudat, nu s-ar zice, pentru că mă așteptam să se bată PNL-ul cu PSD-ul și PNL-ul probabil și din cauza moștenirii Rareș Mănescu a cam dispărut total din la fel, sondaj. o bătălie strânsă între Mutu, candidatul PSD și candidatul independent Ștefan Florescu. La fel, se poate întâmpla ceva, mai sunt 3-4 zile cu o mică șansă, da, cu un câștig pentru Mutu, care totuși are activul de partid, dar cu un Florescu care face campanie de vreo 4 ani de zile. Bref, punând toți candidații ăștia, Firea, Predoiu, Nicu Șordan, sunt doi candidați în București care fac campanie de 4 ani. Este Nicu Șordan și acest Florescu de la sectorul 6. Asta fac de 4 ani. Să vedem în ce măsură vor avea și rezultate. Ziceai să ne îndreptăm și spre țară, chiar e interesant. Da. Sunt câteva primării importante din orașele mari unde jocul e închis, nu? La Cluj, da, de exemplu. La Cluj va fi Emil Boc, cei de la PNL cred că este candidatul lor. Emil Boc nu este candidatul PNL, este candidatul lui. Este foarte interesant, îl urmăresc cu atenție pe Boc ce va face după ce va câștiga primăria. De ce spun lucrul ăsta? După alegerile astea locale vor rămâne în picioare 4-5 lideri în PNL. Restul o să ia bătaie. Și de obicei, după o victorie, ăla care câștigă poate să dea partid, trendul. Ce o să-i spună Alina Gorghiu? Ce o să-i spună Alina Gorghiu sau Vasile Blaga sau alți băieți de pe la București, lui Emil Boc, care va câștiga primăria Clujului cu 65% sau cu 70%? Ce o să mai spună Cezar Preda? Piticule, du-te de aici? Va fi unul dintre primarii care vor câștiga la pas
un mandat în alegerile astea. Ce o să-i spună conducerea partidului lui Emil Boc? Când Emil Boc va spune, bă băieți, ia voi mergeți acasă. Pentru că politica, până la urmă, e pe performanță și pe rezultate. Pe vot, cum zicea un alt baron penal al României. Pi valoare și pi voturi, pi nu? Voturi, da. Celebrul Gheorghe Ștefan. Da. Da? Deci Clujul câștigă Boc. La Iași e o bătălie foarte interesantă în care un candidat tânăr cu un profil interesant al PNL-ului Bodea a făcut eforturi foarte mari. Se bate cu urmașul lui Nichita, care s-a dezis de Nichita, dar la fel mașinăria PSD-ului cred că îi va zdrobi pe liberal la Iași, cu amendamentul că Bodea, care candidează din partea PNL-ului, dintre toți candidații partidului, eu am identificat un singur om cu un profil corect. Este băiatul ăsta de la Iași, care a venit și a luat aeroportul Iași de pe ultimele locuri ca importanță din România și a făcut cel mai modern și cel mai performant aeroport din România la Iași după o muncă de 3-4 ani de zile, muncind, aducând fonduri europene. Ăsta este un profil bun de administrator, dar nu ajută partidul. Mai vezi vreo primărie importantă câștigată așa la pas de liberali? Ar mai fi o șansă la Ploiești, unde s-ar putea, sunt șanse ca Dobre, da, un băiat la fel tânăr, cu organizație tânără, pentru că acolo DNA a curățat liberalii, da. Pe Semcu, pe băieți ăștia, mai exista unul, Adin Avălean, vechea echipa PNL-ului a fost curățată de procurori. Este o echipă tânără condusă de senatorul Iulian Dumitrescu. Este candidatul pentru primăria Ploiești Dobre. Pot câștiga primăria Ploiești. Vor avea șanse. Vor câștiga Aradul cu Ghiță Falcă, vor câștiga Oradea, vor câștiga probabil Mureșul cu Dorin Florea, care din partea lor la fel urmări penal. Poate Brașovul, Alba cu Mircea Hava. Care nu prea mai e de la ei, dar o să și-l trec în portofoliu. Vor pierde Constanța Anfanfar, un alt experiment al Alinei Gorghiu, da? Un experiment greșit al Alinei Gorghiu. Vor pierde Constanța, un oraș important, în condițiile în care DNA-ul a ras tot PSD-ul din Constanța. A mai rămas unul, un viceprimar. Și ăla îi va bate pe liberali cu toată campania financiară puternică din spatele amiralului Chițac, sau cum se numește. În concluzie, când tragi linie, vechii pedeliști din PNL își vor conserva pozițiile și vor câștiga primările, iar liberalii vechiului PNL, adică doamnei Alina Gorghiu, vor lua bătaie cam prin toate locurile. La Timișoara poate să mai miște un pic PNL-ul? La Timișoara, într-adevăr, da, liberalii vor câștiga. Da, am uitat exact de Robu, care între noi fie vorba, a fost o penibilitate de primar. Un personaj la fel, care a adus multe, multe zâmbete în presa centrală, dar la fel, eu miros așa un mic blat la Timișoara. Și un supraviețuitor, s-a dus de vreo 3-4 ori pe la DNA, a dat cu subsemnatul niște spețe, dar uite că nu l-a tăvălit nimeni. Da. Deci, bref, cam asta este imaginea. Un PNL care, în mod normal, trebuia și avea alonja să-și câștige marile orașe din România, le pierde. Pierde marile orașe din România, ceea ce este foarte grav pentru liberali, și un amendament, un eșec al acestui leadership al PNL format din Alina Gorghiu și Vasile Blaga, care au luat un partid în decembrie 2014 cu 45% intenție de vot, un partid care a dat președintele României, în opoziție duci un partid de la 45%, îl duci sub 30%. Păi unde s-a mai văzut în istoria politică chestia asta recentă? Stai în opoziție, dai președintele României și tu te duci la vale. Da, și poate a fost și din cauza asta că a fost o conducere bicefală, unul stânga, unul dreapta. Dacă puneai un lider ăsta, e mâncar, știai că ăsta își va asuma un rol sau altul bun. Da, au fost scandali, s-au măcinat. Ei n-au făcut opoziție, au fost în opoziție, dar 8-9 luni s-au bătut între ei care să fie șefi. Deci în anul 2015, după ce Iohannis a câștigat președinția, liberalii și-au dat la gioale, cum se spune în fotbal, care să ia fața lui așa mai departe, neînțelegând că dușmanul politic era PSD-ul. După care, lipsa totală de carismă a Alinei Gorghiu și a lui Vasile Blaga. Vasile Blaga este un politician foarte bun, nu a organizat alegeri, nu știu ce, a hrăni și a instrumenta o mașinărie de partid, dar sunt oameni, și Alina Gorghiu și Vasile Blaga, care sunt la jumătatea intenției de vot a PNL. Păi cum să fii lider unui partid
fără să ai măcar scorul partidului. Dacă partidul meu are 30%, eu ca lider trebuie să am și eu măcar 30% sau să fiu în zona aia. De preferat să fiu, să am și un 5% dacă se poate, nu? Că de-aia sunt lider. Pentru că se uită vicepreședinte sau un lider local să spună, pe noi ne conduce o doamnă și un domn care sunt partid.